Bun, salut tuturor și ne regăsim la o nouă parte din The Elder Scrolls Skyrim Special Edition. Și haideți să continuăm de unde am rămas ultima oară. Ne-am bătut cu un keeper, mai avem încă doi, care probabil o să invadăm în partea asta. Și avem probleme cu inventarul. Ar mai fi o fază, dar nu știu sigur dacă am încă. Ia stați, tab, skills. Heavy. Increase, nu. Unarmed heavy gun, nu. Nu. Bă, ușor, 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 du-mă aici. Feast of Steel, nu. Half damage from falling if you're wearing, nu. Less strength, stagger, what? Dar asta ce faci? Heavy armor, wait, nothing and doesn't slow you, da. Aia, asta îmi trebuie mie, de 70, am 43, să nu mai cântărească nimica. Cel mai bun. Să nu cântărească nimica, pentru că nu te mai stresez cu greutatea armurii, cu mamă, cât îmi ocup, nu știu ce, și orice heavy armor, nu mai... Nu mai știu dacă chiar oriceva, dar îmi pare că totuși măcar aia care o por și totuși e... Este pentru că consumă foarte mult heavy. Heavy armor le consumă extrem de mult spațiu în inventar și cu cât e mai puternic, cu atât consumă, bineînțeles, mai mult spațiu, e logic, dar înțelegeți ce vreau să zic. Vreau să mergem în direcția asta și după aia mergem la ăla, ăla e în spate, ăla e cea mai parte din poziția noastră actuală în momentul de față, cred. Pentru că ar trebui să ocolim castelul totuși și așa mergem la ăla, de la ăla o să o luăm așa și ne toarcem din în spatele castelului la tipa aia, Valerica. Ideea că nu asta e cea mai nașpa parte din DLC la Dawnguard, mai e o locație mult mai nașpa ca asta. Și aceea chiar e very pacta, pentru că nu doar că durează extrem, dar extrem de mult. Inventarul trebuie să-l pregătești dinainte, pentru că dacă vrei să cari cât mai multe chestii, îți recomand să ai cât mai liber inventarul de orice chestii nefolositoare, cărți, scrolluri. Cam m-am gândit ce scrolluri să păstrez așa cât de cât ok. Dar în primul rând, cred că o să mă duc la fiecare alchimist posibil din... Din... Nu, cred că mă duc doar în Riften și în Whiterun, pentru că prin Riften nu mai știu dacă apar vampiri, dar în celelalte știu că apar și n-am chef să-i să-mi omoare. Hai, mă! Mersi. Ne-a umplut un... de la gol și mi l-a transformat în black, care în black soldier, care black soldier, cum vă zic eu. Alea sunt în general cele mai bune pentru enchanting, deci dacă vreți să dați enchant la ceva, ăla vă dă efectul maxim la orice ați vrea să dați voi enchant, vrei să-i pui, nu știu, un enchant care să... Deci în caz dat dezenceam la o chestie care gen i-a dat 50, cu cât pui mai mic cu atât n-o să-i dea, gen 50 damage pe basic, să zic, la o armă, na. N-o să dea 50 chestia aia în niciun mod posibil, oricât ați încercat, dar dacă puneți, trebuie să puneți cel mai mare gem, cu cât e mai mare gen, dacă pui pit, e normal că din 50 gen îți dă 2 damage. Pe enchant, adică o să dea 2 damage. Dacă pui gen un grand sol, gen da, dar așa nu, depinde și de arma, nu e arma. Depinde de gemul care puneți ca să-i dea efectul maxim, dar bine, trebuie și să fie avut enchantul respectiv, pentru că dacă cum, stați, weapon, dwarf, gen 10, nu poți să faci de mai mult 10, trebuie să găsești tu sau prin...
Skill-urile probabil de enchanting, dar niciodată nu m-a interesat skill-urile de enchanting, așa că atâta timp cât nu m-a interesat. Mamă. N-am mai apucat să blocez. Fraiere! Fraiere! Uite, vedeți? Fillet with Grand Soul, deci... Astea chiar o să ne ajute foarte mult. Și cred că Dragon Dagger pe ăla o să arunc. Sau armura. Ori armura de dwarf. Ori... Și ce? Mă pot lipsi fără atâția bani. Lejer, sincer. I don't fucking care. Wow, aparent toată lumea urăște necromancer în Skyrim și nu mă miră de ce. Bine, necromancer cred că-s cei mai nașpa și păi găsești în cele mai ciudate locații ever în Skyrim. Găsești și cadavrele lor random. Almost everywhere. Oh. Oh. What the... Mai ciudat de atâta, nu cred că puteai să... Puteam să te găsesc, nu? Jesus, dar îmi place că era așa pe jumate, știți, nu era complet băgat în pământ, oh my god. Mai am alt gem pe care îl pun să mi-l umple, ia să numim, place. Așa. Black soldier, mersi frumos! Chiar îmi convine. Le ia stamina și magie dacă nu mă înșel, dar nu mi se pare că nu și stamina tot, deci nu știu, Soul Husk. Nu mai vreau să iau pitiuri. Pitiuri pus mi se pare inutile de-a dreptul. Oh, come on, Serena, nu ești în stare să omori un... Fucking mamă, s-a dus. Bun, 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 voi să ne ajută să mai facem unile de astea cum să zice. Ne ajută să mai facem de astea anumite poțiuni, chiar dacă nu sunt eu fanul poțiunilor, la food, Soul Husk. 21 de Soul Husk-uri, încă 4 și mai pot să mă duc să mai cer un tipul ăla o chestie. Heavy arrow, nu prea cred eu că am avea șanse să luăm un Ebony sau altceva de la el mai bun decât orice. Mai sunt mai bune ca orice, bineînțeles. Nu știu care era mai bun. Ia stați. Skill. În anul la smithing. Deci, steel, bun. Dwarf, orice, Ebony. Mă așteptam eu. Nu putea să fie cea mai bun, deci n-am. Până dăm de Ebony, rămânem cu asta. Bine, mai sunt unele care nu merg craftate. De fapt, ba da, steel plate-ul mergea formal. Da, mergea craftat, da. E primul skill de la smithing. Și pe aici, dar asta ce stai? Nu, 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 bă. Fuck. Arcane, opa. Aici e cu easy, după aia scale and plate, glass și... The last can create dragonborn armor in your forge. Pentru că dai scriat la 90, deci... Am dreptate până la urmă că... Dragonborn-ul e mai... Armura de dragon... E mai bună decât Daedric. Da, Daedric trebuie să știi și... Trebuie să găsești o groază de Daedric horde-uri. Probabil că sunt idiot, mă, în față, pentru că am urcat pe jos, când puteam pur și simplu să iau aia, să mă teleportez sus. Dar nu m-am învățat nimic. Ușor, nu lovi. Nu lovi, că eu n-am lovit. Tu ai dat primul, m-am auto-apărat. Dar puteam să ajung sus prin portalul ăla de jos, sunt idiot. Ah, nu. Trebuia neapărat să mă duc prin portal. Fuck! Deci că nu pot să...
colectez chestiile astea ca o intrage în prima. Oh. Oh. Oh, that's strange. Delay, ce n-ai apă, nu iese ăștia. On la keeper, haide mamă, uitați. Mâz. Nu, n-am on la keeper, sunt idiot. E mai în față, iar eu m-am oprit aici crezând că pe aici este că mi se părea prea mare semnă. Fuck this. I'm stupid. Oh. Oh. O da? O da, vrei să jucăm așa, a? Ok, ai câștigat, mă dau bătut, mă dau bătut. Lasă magia, tu să ce fata cu magia ta. Bă, cât de enervant tu surțul aia, că numai că... Da, dar tu ce faci, mă rog? Jesus. Let's kill those keepers! Wow! Hai nu zău! Dar ce-i zice să mă fucking ajut și tu pe mine cu ceva, nu doar eu? Perfect, mai mult. De parcă nu mi-era de ajuns cu că și m-am bătut până acum. Păi ăștia apar într-un asta e nervă, băi, nu ca... Am mai luat un cristal de la Pete. Pete, e micut ca naiba, normal că e Pete, wow! De ce ți fac actorul meu așa? S-a adunat ceva sau mi s-a părut, am aud sunete? M-am început să aud sunete, am nebunit? Nu, nu cred. Nu știu, vreau să mă uit și câte sol hustle de la... Oricum, după ce ieșim din Soul King, nu o să ne mai toarcem aici. O să arunc toate Soul Hustle-urile care... Da. Let's see. Ai, mai sus keeper-ul. Serena... Serena e cu Doamne ajută, ca să zicem așa. Dacă dau o oră... Bă, arma scoate, te rog frumos. Da, enemy are nearly... Uite, pe sclavii lui keeper. Așa, pregătiți în drumul. Ah, ăsta am uitat că ăsta e fucking arcul. Lui cu tot. Așa, stai că am uitat că dacă dai heavy am dat heavy prea devreme. Are... Cred că l-are vrăjit ceva pentru că nu pot să mă... Mișc! Dă-i mâna! Îmi dădea slow, deci sigur îl avea cu enchant. Jesus. Trebuie să ne întoarcem la aia, la Valerica. Și e normal că o să urmezi. Nu că o să urmezi, măcar o să ne apropiem cât mai mult de a pleca din locul ăsta și să revenim în lumea noastră unde naibea pot să dau și eu niște vrăji mai normale. Să nu mai am viața și stamina scăzute. Jumate din cât le-aș avea inițial. Și na. Ar fi numai bine așa, nu? Eu zic că toată lumea ar fi fericită. Sau cel puțin eu aș fi fericit pentru că nu-mi place locația asta. Pentru că e greu veri în locația asta dacă nu vrei să devii vampir. Aia, dacă numai atât când am jucat Downguard-ul și m-am transformat în vampir, n-a fost așa greu pentru că aia. Viața cât o aveam normal, magia, toate normal, nimica diferit, dar când ești așa, nu-i ușor. Bine, prima dată am făcut cea mai mare greșeală ever pentru că m-am dat de partea vampirilor, după aia l-am trădat pe Harvac și m-am dat de partea Serenei. Și ceea ce... Deci nu ești de partea vampirilor, singurul tău camarad e Serena. Partea a doua. Nici Downguard-ul nu-i de partea ta, deci trebuie să te luci și cu Downguard-ul și cu vampirii și na. Și oricât ai, chiar dacă l-omor pe Tasu care e, adică pe Harvac, Downguard-ul nu se mai dă de partea ta. Yes. Yes. Please, follow me. Nicio problemă.
With the prison's barrier down, he's almost certain to investigate. Vähän ystävästi. Paper, paper. Mortal blood, no. Stai despre vrucolaci, mortal blood, oh. Noi ce-mi mai cumpărăm chestii, hehehehe. Sper că am destule, nu? Nu m-am uitat atent, fac. Am văzut cu... Avem destule, perfect. Să nu-mi zici că vrei să-ți deschide o ușă, că te găsești în naiba. Mă gândeam că vrei să-ți deschid și ușa, că te găsea naiba, literalmente. Oh! What a pleasure, surprise to see you here. The muzica de Vakim! Unde? A aterizat? Nu văd. N-a aterizat, încă se învârte. Hai mă! Face! Face with me! Nu, face me! Haide! Fugi de mine, n-o să-ți meargă. Mine nu-ți merge așa. Fight! O da? Stai că am o surpriză pentru tine, fraiere! Nu stai acolo și nu încasezi damage. Am încasat literalmente zero. Da, nu le-am cu arcul. Ba, le-am, că la nimeni cu... Dar cineva m-a atacat. Ah, tu. Bine, nu mai știu la altceva. Haide! Hai, tipule! Haide! Păi, dai cu magie neagră, cu ce dai? Nu vrea. Nu vrea să coboare. N-am ce să-i fac mie. Cu arcul... Ia-mă crossbow mai bine. I-am dat ceva damage măcar. Oh, dar cum fugi camera când mă lovește cu magii de aia neagră. N-am, mi-a pus aia Iron Arrow. Mamă, îi dau ceva damage, dar mai puțin de atâta nu cred că puteam nici eu să-i dau. Oh, mi-a dispărut spell-ul ăla de la magie neagră. Păi... Nu vrea să stea să coboare, să lupti cu mine. Băi, ești un dragon, ce ți-e frică să te lupți cu mine? Hă? Fie Dragonborn, dar totuși, ai curaj, coboară jos. Fucking pussy. Pussy dragon! Unde-i, mă? Wow, chiar lângă mine a coborât. Ah, fraiere! Dă-i! Doamne, îi dau un charge, un heavy. Da, gata, o ia la... Sănătoasa. Wow, dar te-ai dus Serena să-l ataci pe... Bietul schelet, avea direct cu... Avea din fundul grădinii genza aia, în fugă așa, vii cu pumnul. Bine, n-avem pumnul cu dagger-ul. Dar înțelegeți ce vreau să zic, și-a luat charge. N-am avut destul la ta. Wow, nu mai muri. Păi unde-i? Hai mă! Bă, ai lovit-o pe aia, eu nu mă supăr decât să mă lovești pe... What the fuck, zici că te-ai prăbușit la cum te-ai dus? Nu fugi de mine, bă, bă, băiatule. Nu fugi de mine. Lasă gheața, tu... What the fuck? Mi-a dat execute. Nu cred, mi-a dat execute, mi-a dat rectul.
Oh my fucking god. Boy. Boy, m-ai enervat în momentul de față. O să plătești tu ceapa ta. Și s-a dus săgeata aia de farmer. Jesus, ce rec mi-a dat, nu cred. Bă, tu ce faci, mă, țineai blocul să nu te pot ataca? Am zis că el a coborât și a început deja să mă muște. Îmi plac cum ălea zici că stau acolo, nu coboară de acolo. Acolo-i Valerica, dar... Serena, unde-i Serena? Serena, unde naiba ești, Serena? Nu mă lăsa la... A nevoie acum, am nevoie de tine. Jesus. De ce vorbesc așa? Nu știu. Gat, nu, trebuie să mă concentrez numai. Nu mai merge așa. Iron, era normal ca Iron, nu putea să... Nu, de ce? Ba da, Iron, stai că... Mai bune decât ălea normale, ud. Au abarna în care... Get the fuck out. Jesus. Stai că zboară, nu coboară nici de o culoare, nici de-al n-ai mi-ar coborâ să bată cu mine. Îmi place că eu n-aveam magie acolo, dar mergea să folosesc. Am zis că să băguise acolo. Ok, mi-a plăcut faza cum eu mi-a arătat că arcul ăla îl țineam în charge așa, dar a tras ca naiba. Îi tai coada! Îi tai coada! Nu știu ce Dark Souls era un boss în care coada lui era slăbiciunea. Ah, în Dark Souls 2, dacă nu mă înșel, garguinii. Parcă în doi erau. Doi garguini și dacă tăiai coada până le dădeai damage, în plus putea să fici și o armă din coada lor. Parcă în doi erau noi. Bă, ce am. Hai mă. Haide, nu mai îmi dai tu execute ca data trecută. Ai avut noroc că l-a fost pur noroc, pur noroc. Bă, ce naiba am devis să încurcă limba. Pur noroc. Și am lovit microfonul. Hai mă. A, să știi că și pentru mine e cât sincer. Până acum era mort dacă nu mă omora. Măcar acum stă și să luptă, nu mai fuge atâta ca data trecută. Îmi strag în Serena și eu, geniu. Bă, dar ce cobor, mă, acolo? Nu poți să stai să te luți cu mine. Eu o să fugi la... Nu știu ce am dat să atac de acolo. Ai, am dat o lovitură. Am făcut să nu mai plece. Dă-i! 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 Forgive my astonishment, but I never thought I'd witness the death of that. What makes you say that? Volumes written on Durnavir allege that he can't be slain by normal means. It appears they were mistaken. Da, după cum ai observat și tu. Go on. The soul of a dragon is as resilient as its owner's scaly hide. It's possible that your killing blow has merely displaced Durnavir's physical form. While he reconstitutes himself. Da, probabil. Minutes, hours, years. I can't even begin to guess. I suggest we don't wait around to find out. Sincer, nu mai am chef de altfel cu el. Da, asta vreau și eu, hai. What did you want? I can't believe we found my mother alive. Well, you know. Pare interesant. Paper, nu mă interesează. Paper. I think
Ah, cu mine vorbeai, da, cum zici tu, sigur. N-ai pentru ce să-mi mulțumești. Effects of Elder Scroll. Toată habar n-ai ce cărți-s bune și ce nu de... care dă spell-uri și care nu. O, aparent mă pot mișca, lejer. Da. If there's anything I can do before you depart, you must let me know. So my daughter applied some of the lessons I taught her about necromancy, didn't she? Yes. Don't worry. I think I can help you. Your soul essence was trapped inside a gem. When you and Serana entered the soul camp, it was given to the ideal masters as payment. Ah, n-antena, trebuie să-mi reiau sufletul înapoi. There's an offering altar not terribly far from here. I'm willing to bet that the gem you're looking for is there. Is there anything else? Could be your last chance. I have no choice. As I told you before, I'm a daughter of Cold Harbor. If I return to Tamriel, that increases Harkon's likelihood of bringing the tyranny of the sun to fruition. I appreciate your concern for me, but Serana is all that I care about. You must keep her safe at all costs. Oricum nu ne mai întoarcem aici. Remember that Harkon is not to be trusted. Nu trebuie oare dacă te întorci aici și vorbești cu ea, oare chiar să întoarci? Mă întreb. Promise me you'll keep my daughter safe. She's the only thing family I have. Chiar mă întreb chestia asta, oare dacă te întorci și vorbești cu aia și zici că ăla a murit, oare chiar... Return to Tamriel. Bun, dar eu zic să încheiem și noi aici această parte, dar chiar vă plăcut, uitați de like, subscribe, share și comment. Și până la tare, ce să mai zic decât, bye bye.